Colonul este o porțiune a tubului digestiv, la nivelul căruia au loc ultimele etape ale procesului de absorpție și digestie ale nutrienților. Cu ajutorul colonului se elimină din organism materiile de care nu mai avem nevoie, cele care rămân după absorpția nutrienților din alimentele pe care le-am consumat. De asemenea, în colon există numeroase bacterii care formează microflora intestinală, această microflora intestinală având și ea numeroase roluri, unele aparent fără nicio legătură cu digestia, cum ar fi, de exemplu, mecanismele imunitare. Ca urmare, orice dereglare la nivelul colonului poate fi resimțită la nivelul întregului organism. Lungimea colonului este de aproximativ 1,52 metri. Conținutul său este în prima parte lichidian. Ulterior, consistența conținutului crește pe măsură ce apa se resoarbe. Prin mișcări peristaltice, conținutul său este transportat și este depozitat în ultima sa porțiune, care se numește colonul sigmoid, de unde, prin alte mișcări, este eliminat de obicei o dată sau de două ori pe zi. Cred că în momentul în care vorbim despre bolile colonului, o atenție deosebită trebuie să acordăm patologiei maligne sau tumorale a colonului, deoarece în ultima vreme asistăm la o creștere a frecvenței, respectiv a incidenței apariției cancerului de colon în populația generală și, în plus, un alt factor care se referă la gravitatea acestei situații este faptul că această patologie este observată din ce în ce mai frecvent la vârste tinere. De aceea aș dori în primul rând să mă refer, deși colonul prezintă multiple patologii funcționale sau organice, cu toate acestea consider că cel mai important subiect pe care aș dori să-l abordăm cu ocazia acestei discuții este patologia malignă, tumorală sau cancerul colorectal. M-ați întrebat despre prevenție și despre screening. Mi se pare foarte interesant că ați adus în discuție, pe lângă că ați adus în discuție ideea de prevenție, ideea de screening. Aș dori să spun că screeningul se referă la depistarea timpurie a unei patologii, adică înainte ca aceasta să producă simptome. Deci cuvântul cheie la screening este faptul că ne referim la o populație care nu are simptomatologie, este aparent sănătoasă. Aceasta este ideea de bază. Sigur, prevenția este o altă idee foarte importantă, deoarece știm că este mult mai bine atât pentru pacient cât și pentru întregul sistem medical să prevenim în loc să tratăm. Ce aș dori să subliniez legat de screening? Nu orice fel de boală, nu orice fel de patologie poate fi abordabilă printr-un screening. Există câteva condiții pentru a putea vorbi despre o boală la care putem aplica o metodă screening. În primul rând, patologia respectivă să fie frecventă în populația generală. A doua idee este, această patologie să fie severă, în sensul că dacă o depistăm în stadii avansate, să aibă o severitate și o mortalitate ridicate. Abia atunci începi să te gândești că este util screeningul. O altă idee sau o altă condiție este că această patologie să poată fi diagnosticată în stadii incipiente și dacă o diagnosticăm în stadii incipiente, să avem metode prin care să o putem trata și metode prin care să vindecăm respectivul pacient. Alte condiții sunt să avem un test screening care să fie ieftin, să poată fi administrat unui număr mare de subiecți. Reamintesc faptul că ne referim la subiect și nu la pacienți, adică la persoane care nu au simptomatologie deocamdată, și acest test screening să nu aibă reacții adverse sau complicații, tocmai pentru că trebuie administrat unui mare număr de subiecți. Cancerul, din fericire, cancerul colorectal îndeplinește aceste condiții, adică este frecvent, poate fi vindecat dacă îl depistăm în stadii timpurii, dar dimpotrivă, dacă îl lăsăm să se dezvolte și îl depistăm doar în stadii avansate, are o mortalitate ridicată și avem teste screening pentru acesta. Testele screening în cazul cancerului colorectal sunt testele de depistare a hemoragiilor oculte din scaun, care sunt teste ce depistează emisia de cantități microscopice de sânge în scaun din respectivele leziuni, cantități care nu pot fi depistate cu ochiul liber. Și un alt test screening, care în cazul cancerului de colon este și un test diagnostic, este colonoscopia. Ați amintit despre factori de risc sau de modalități de prevenție. Ca și prevenția apariției cancerului colorectal, amintesc doar abordarea unui stil de viață sănătos, adică menținerea unei greutăți corporale normale, efort fizic regulat, practic sport de 2-3 ori pe săptămână și un regim alimentar sănătos.
cu multe fructe și legume și mai sărac în carne roșie și în alimente procesate. Acestea sunt niște idei care, de fapt, fac parte din sanogeneză, adică dacă le aplici în viața de zi cu zi și pe parcursul anilor, reduci foarte mult riscul apariției patologiei cronice, nu numai a cancerului colorectal. O altă idee, să zicem pozitivă, legată de cancerul colorectal este faptul că acesta nu apare brusc, nu apare de azi pe mâine, apare din niște leziuni precursoare care se numesc polipi colonici. Acești polipi colonici pot fi depistați din timp, iar extirparea lor, prin diferite metode despre care voi vorbi mai încolo, deci extirparea lor, practic, împiedică instalarea cancerului colorectal și astfel și depistarea polipilor colonici și extirparea lor este tot o modalitate de prevenție a apariției cancerului colorectal. Cea mai bună metodă și cea mai acurată, de fapt, metodă de diagnostic a polipilor colorectal ca și factor precursori a apariției cancerului rectal, precum și metodă de diagnostic a cancerului colorectal, este colonoscopia. Ați făcut referire și la tratamentul acestui patologii. Tratamentul depinde foarte mult de stadiul în care diagnosticăm această boală. În stadii incipiente sau în cazul depistării polipilor colonice, cu ajutorul colonoscopiei putem efectua și tratamentul. Există metode endoscopice de extirpare atât a polipilor cât și a formațiunilor tumorale incipiente. În cazul în care diagnosticul se face în etape mai avansate, este nevoie de intervenție chirurgicală. Și dacă patologia este și mai avansată, este nevoie și de tratament adjuvant oncologic de tipul chimio sau radioterapiei. Dar ceea ce aș dori eu să subliniez este faptul că un diagnostic de cancer colorectal nu înseamnă o sentință de moarte, în sensul că există numeroase... avem un arsenal terapeutic foarte variat și foarte eficient în tratamentul cancerului colorectal, chiar și în stadii mai avansate. În țările dezvoltate există programe naționale de screening al cancerului colorectal. Aceste programe naționale se efectuează pe populația generală, începând cu vârsta de 50, cel puțin 50 de ani, dar în ultima vreme tendința este să se reducă vârsta la care implementăm programele de screening, până la chiar și 45 de ani, în special în cazul bărbaților, deoarece la sexul masculin patologia malignă colorectală se poate instala mai devreme. Legat de colonoscopie, într-adevăr, din partea pacienților există de multe ori o reticență de a se prezenta la această investigație. Reticența lor, în general, se naște din două idei. În primul rând, durerea pe care consideră că o vor resimți în timpul procedurii, iar a doua problemă este complicațiile de care au auzit că s-ar putea produce în timpul colonoscopiei. Mă voi adresa acestor probleme, în special durerea. Într-adevăr, colonoscopia nu este o procedură, este o procedură care poate să producă un anumit disconfort, dar rare ori efectuăm această procedură, cum se spune în popor, pe viu. De obicei se administrează un anumit grad de sedare, mai profundă sau mai superficială, care face colonoscopia să fie ușor de tolerat. Există doar o foarte mică parte a pacienților care se pot aștepta la o procedură dificilă sau dureroasă, cei subponderali și cei cu multiple intervenții chirurgicale pe abdomen în antecedente. Pentru restul, nu ar trebui să fie o procedură dureroasă. Cea de-a doua problemă la care doresc să mă refer este la... Mă refer la complicațiile din timpul procedurii. Cele două complicații principale sunt hemoragia sau perforația. Aceste două complicații apar foarte rar în timpul procedurii diagnostice. Apar de obicei în momentul în care dorim să facem și o procedură intervențională, cum ar fi polipectomie sau alte proceduri de extirpare a anumitor formațiuni de la nivelul colonului. Din nou amintesc ceea ce am spus la începutul prezentării, faptul că aici vorbim despre screening și despre prevenție, majoritatea colonoscopiilor le facem pe persoane aparent sănătoase, deci nu ne așteptăm să avem complicații foarte mari. Chiar dacă apar anumite complicații, cele mai multe se pot rezolva tot prin proceduri endoscopice în timpul aceleiași ședințe.
în ultima vreme au început să se dezvolte și alte metode de diagnostic ale leziunilor situate la nivelul colonului. Mă refer în special la administrarea videocapsule endoscopice și la colonoscopia virtuală. De multe ori pacienții, încercând să evite colonoscopia, vin și ne solicită sau administrarea videocapsulei sau efectuarea unei colonoscopii virtuale. De aceea aș dori să spun câteva idei și legate de aceste proceduri. Videocapsula endoscopică este o metodă de vizualizare a intestinului subțire sau intestinului gros, respectiv a colonului. Este o metodă cu care are acuratețe destul de ridicată. Problema este că în timpul acestei proceduri nu se pot preleva, dacă se găsesc leziuni, se identifică leziuni, nu se pot preleva biopsii în vederea examenului histopatologic. Aceeași problemă există și la colonoscopia virtuală. În plus, colonoscopia virtuală, fiind o metodă computer tomografică, are și dezavantajul iradierii organismului. Ca urmare, în general, un pacient care a evitat colonoscopia poate să se trezească cu surpriza că trebuie să repete procedura, deoarece s-au depistat leziuni din care trebuie să prelevăm biopsii sau trebuie să le extirpăm, dacă este vorba despre polip colonici. Aș dori să subliniez și avantajele efectuării colonoscopiei. Pe lângă depistarea leziunilor, în timpul procedurii, acestei proceduri endoscopice se pot preleva biopsii din leziunile depistate pentru examenul lor histopatologic sau și se pot chiar și exciza respectivele leziuni, dacă este vorba, de exemplu, de polip colonici. Deci colonoscopia, dintr-o metodă diagnostică, poate fi transformată chiar și într-o metodă terapeutică. Ca și concluzii practice, aș dori să subliniez două idei. Prima este faptul că patologia malignă a colonului, respectiv cancerul colorectal, deși este o patologie frecvent întâlnită și uneori chiar la vârste tinere, deși este o patologie care este agresivă dacă este depistată în faze tardive, totuși pentru ea avem metode de prevenție, metode de diagnostic incipient și metode de tratament eficiente. A doua idee pe care aș dori să o subliniez este faptul că în cazul patologiei organice, adică cu polip sau când este vorba despre polip sau de tumori la nivelul colonului, cea mai bună metodă diagnostică este colonoscopia.